Bună! Sunt Larisa Manole, consilier relațional formată în psihologie, psihoterapie și psihosexologie. Astăzi voi continua seria videoclipurilor dedicată tipurilor de fantezii sexuale și vom vorbi despre BDSM. Ce este BDSM-ul? BDSM-ul este un termen folosit pentru a descrie actul sexual care implică dominare, supunere și control. Practica implică un partener care are un rol dominator în timp ce celălalt partener are un rol de supus. Ce reprezintă însă acest termen BDSM? BDSM este o abreviere a termenilor. BND, bondage în disciplin, legare și disciplină. D în S, dominance and submission, dominare și supunere. S în M, sadism and masochism, sadomasochismul. Haideți să vedem însă ce presupun acești termeni. Legare și disciplină. Legarea este o practică sexuală în care instrumentele sunt folosite pentru a bloca mișcările unui partener în timpul unui act sexual. Cele mai obișnuite elemente includ frânghie, curele, cătușe, bare cu legături, călușuri, legături la ochi și lanțuri. Aceste constrângeri urmăresc să restrângă simțurile partenerului sau partenerei sau libertatea de mișcare pentru a pune controlul în mâinile celuilalt partener și a spori stimularea sexuală reciprocă. Disciplina prin practicarea disciplinei, partenerul dominant va stabili reguli pe care partenerul supus le respectă. Aceste reguli pot fi de natură erotică, cum ar fi oprirea accesului la actul sexual oral în anumite momente, sau indirect erotice, cum ar fi interzicerea vorbirii. Dacă partenerul supus încalcă o regulă, partenerul dominant îl va pedepsi, incluzând reținerea plăcerii, provocarea durerii sau atribuirea unor reguli suplimentare. Ambii parteneri experimentează plăcere sexuală în jocul de rol care implică disciplina. Dominarea și supunerea Dominarea și supunerea se concentrează pe fluxul de putere și energie între parteneri. În general, un partener îl domină pe celălalt fizic, mental, emoțional sau sexual, în timpul unei anumite întâlniri, denumită adesea scenă sau sesiune. Explorând dorințele, gândurile și sentimentele partenerului supus și ghidând cuplul către plăcere reciprocă. Există și practicanții BDSM cărora le place să se schimbe în timpul unei sesiuni rolurile de dominant și supus. Dominarea și supunerea încorporează adesea ținute specifice pentru a fi folosite în timpul unei scene, ilustrând clar rolul partenerilor. Deși, nu există o regulă, de exemplu, ținute din piele neagră, cu o croială fermă, clar conturată, indică rolul de dominant, iar costumele de servitoare, gulere, lese indică rolul de supus. Statistica indică că majoritatea bărbaților, circa 71%, preferă să fie exclusiv dominanți, iar majoritatea femeilor, 69%, preferă să fie exclusiv supuse în jocurile BDSM. Sadomasochismul Prin sadomasochism, Participanții obțin plăcere sexuală prin cauzarea și primirea durerii în mod consensual. Durerea provocată poate fi fizică, prin plezniri cu bici, cleme, palete sau prin stimulare electrică, sau emoțională, prin umilire verbală sau prin alte diferite metode. Câteva practici BDSM ușoare pentru începători pot include: trageri de păr, legare cu cătușe sau cu curele. Folosirea basmalelor pentru ochi, ușoare plezniri, picurarea de ceară, folosirea unui limbaj ușor dominant. Cum să îi spuneți partenerei sau partenerului despre BDSM? Să treci de o fantezie sexuală sună incitant, dar înainte de a da fuga la sex shop-ul sau la magazinul online și să te aprovizionezi cu biciuri și lanțuri, asigură-te că ai mai întâi o conversație cu partenerul sau cu partenera ta. Cel mai bun moment pentru a vorbi cu partenerul tău despre fanteziile tale este atunci când te simți confortabil, chiar în timpul actului sexual sau după ce ați făcut dragoste. Îl poți încuraja să te tragă de păr sau să folosească un limbaj mai incitant. Bărbații pot folosi oportunitatea unei călătorii mai lungi sau unei întâlniri romantice pentru a-i spune partenerei într-un mod jucăuș care fantezii despre care ar vrea să vorbească spune partenerei tale, fanteziile tale, începând cu cele ușoare. Cum ar fi că vrei să o vezi în timp ce face striptease? Acest lucru o poate relaxa și poate deschide drumul către ceva mai intens. Regulile BDSM-ului Consințământul Întotdeauna, înainte să începeți, discutați despre reguli și limite și obțineți consințământul partenerului sau a partenerei. Cea mai importantă parte a sexului BDSM este consimțământul. Partenerii trebuie să se asigure întotdeauna că există consimțământul și dorința din partea celuilalt și că limitele clare sunt conturate. Aceste limite pot fi stabilite printr-un acord verbal sau o conversație despre dorințe și limite sau uneori în cazuri extreme și printr-un contract format. Cuvântul de siguranță. Din cauza naturii intense a unor practici BDSM, de asemenea, este important să introduceți cuvântul de siguranță. Dacă un partener devine inconfortabil cu orice parte a experienței, poate rosti cuvântul de siguranță pentru a opri acțiunea curentă sau poate opri complet actul sexual. Semaforul O altă modalitate de a negocia limitele este prin sistemul de semafor. Fiecare culoare comunică cum se simte un partener și ce își dorește. Roșu înseamnă că doresc ca partenerul să oprească imediat ceea ce face. Galben înseamnă că doresc ca partenerul să încetinească fie din cauza disconfortului fizic, fie din cauza atingerii unei limite. Verde înseamnă că îmi place ceea ce face partenerul, mă simt confortabil și vreau ca aceasta să continue. Îngrijirea ulterioară BDSM. Partenerii care practică BDSM-ul. Pot practica ceea ce este cunoscut sub numele de îngrijire ulterioară. Acesta este momentul în care partenerii au grijă unul de celălalt după o sesiune. Poate include îmbrățișări, hidratare, baie împreună sau o altă activitate de relaxare. De ce se practică BDSM-ul? Legarea și disciplina. Persoanele legate, cărora le sunt restricționate mișcările, beneficiază de avantajul de a se concentra strict pe ceea ce simt, fără a fi nevoite să mai dea atenție în același timp și stimulării partenerului, așa cum s-ar întâmpla în mod normal. Celor legați le place să încerce să iasă din legături, ceea ce generează un nivel ridicat de adrenalină. Multe cupluri folosesc legăturile, uneori chiar și fără să-și dea seama, și adoră această experiență prin simpla cumpărare a cătușelor cu pluș și blăniță pe care le cumpără pentru a le oferi cadou partenerii. Cei care au vederea restricționată beneficiază de un grad de stimulare diferit deoarece nu știu la ce să se aștepte din partea partenerului. Dominarea și supunerea A fi dominat în BDSM nu înseamnă că e slab sau că partenerul ți este superior. BDSM-ul este ademenitor pentru supus pentru că renunță la orice formă de control. Sunt supuși persoanei care îi atinge, acordându-și permisiunea de a fi complet relaxați, de a uita complet de orice fel de grijă externă. Actul de dominare are un scenariu relativ simplu. Se produce atunci când supusului îi se aplică un tratament special pentru a-și corecta comportamentul prin faptul că a încălcat anumite reguli prestabilite. Aceste reguli sunt stabilite anterior și sunt convenite de către ambii parteneri. Una din reguli poate fi de pildă, nu ai voie să ai orgasm fără acordul meu. Dominarea poate să se exercite și în afara actului sexual, cum ar fi îndeplinirea unor treburi și activități prin casă, în timp ce persoana supusă este îmbrăcată în ceva sexy sau poartă o zgardă și lesă. Sadismul și masochismul. În cadrul acestei practici, unul dintre parteneri își obține plăcerea prin supunere și primirea a durerii, masochistul, iar celălalt partener prin dominare și producere de durere asupra partenerului supus sadicul. Prezența excitației sexuale înainte sau în timpul producerii durerii, alternează nivelul de dopamină și oxitocină. Neurotransmițătorii și hormonii, cum ar fi dopamina, oxitocina și cortizolul, sunt eliberați împreună cu opioidele endogene pentru a modifica sau completa experiența durerii. Excitația sexuală poate fi prezentă și amplificată de nociocepție și poate apărea orgasmul. Toate acestea influențând chimia neuronală și starea emoțională. Dominatorul obține plăcere prin faptul că are în controlul său persoana dominată, ceea ce duce la răspunsuri crescute în regiunile creierului asociate cu excitarea sexuală. De asemenea, durerea stimulează simțurile, făcând corpul mai sensibil la stimulare și obținerea plăcerii. Cercetătorii au stabilit, de asemenea, că practicarea sadomasochismului crește sentimentul de conectare și intimitate cu partenerul. Concluzii Practicarea BDSM-ului într-o relație poate fi plăcută pentru ambele persoane. Mulți oameni care se angajează în BDSM îl văd ca pe o formă de eliberare, o explorare a încrederii sau un spațiu pentru a pune în practică fanteziile de supunere, vulnerabilitate și control. Studiile au constatat că practicarea BDSM poate reduce stresul și poate îmbunătăți starea de spirit. Alte cercetări au descoperit că utilizarea scenelor BDSM a stimulat sentimentul de intimitate între parteneri. Adăugarea altor stimul noi în activitățile din dormitorul tău ar putea duce de asemenea la un sentiment crescut de conectare și fericire generală în cadrul unei relații. Ne vedem data viitoare la un nou episod din seria Tipurilor de Fantezii Sexuale.